Jandarmeria română aniversează pe data de 3 aprilie 162 de ani de la înființare. Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei române a fost 3 aprilie 1850, când printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea divanului obștesc, semnând legiuirea pentru reformarea corpului slujitor în jandarmi. Prin această lege s-a dat statut juridic armei jandarmeriei și s-au stabilit principiile de organizare și funcționare. Inspectoratul de jandarm județean Dâmbovița a organizat Ziua Porților Deschise. La eveniment au participat elevi din instituțiile de învățământ cu care jandarmii au parteneriate de cooperare pe linia prevenirii producerilor faptelor de violență, copiii cadrelor militare și toți cei interesați de meseria de jandarm. Ei au fost invitați să cunoască îndeaproape atribuțiile și locul în care jandarmii își desfășoară activitatea, gazdele prezentându-le invitaților diverse exerciții demonstrative, simulări de situații tactice, modul de intervenție al jandarmilor în diferite situații, elemente de dresaj canin și prezentarea standurilor cu armament și tehnică. Dacă cei mici au fost interesați să admire exemplarele canine, pistoalele, puștile, semiautomatele cu lunetă, trusa criminalistică și materialele de intervenție, cei mari s-au arătat interesați de oferta educațională și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească pentru admiterea la școală de profil.